Scene ireale în parcarea unui mall din Constanța. Poliția locală a ridicat mașina unei familii cu dizabilități pe motiv că ar fi fost parcată neregulamentar. Autoturismul avea pe parbriz semnul de handicap, dar agenții locali nu au ținut cont de el, susțin cei doi soți. De cealaltă parte, polițiștii spun că pe parbriz nu era afișată legitimația care atestă handicapul conducătorului auto, așa că au ridicat-o și au dus-o în parcul auto al primăriei. Polițistul implicat în incident este cercetat acum pentru abuz în serviciu. Și fiți pe mea cu semn, v-ați găsit să o luați. Fiți pe mea cu semn. Mi se pare normal așa ceva? Mie nu mi se pare normal să ridicați mie mașina. Cei doi soți au parcat mașina pe unul dintre locurile destinate persoanelor cu dizabilități și au mers la cumpărături în mall. Autoturismul, modificat de altfel pentru a putea fi condus de persoane cu dizabilități, era marcat cu semn de handicap. Nu avea însă legitimația de handicap la vedere, pe parbriz, așa cum prevede legea. Vă rog frumos să înțelegeți lucrul ăsta. Vă rog frumos să înțelegeți și dumneavoastră pe lângă. Același document oficial. Cardul nu cer... Ăla avem bun, am înțeles, ok, a fost greșeala noastră, dar l-am pus. Am înțeles ce spune dumneavoastră, dar nu o ridicați pe a mea și pe a voastră a lăsat aici. Am greșit, ok, sunt conștientă că n-am pus acea... Mașina celor doi soți a fost urcată pe o platformă și dusă în parcul auto al primăriei de firma care se ocupă cu ridicarea autoturismelor. Vă rog să-mi aduceți mașina, eu de aici nu mă mișc, n-am cum. Eu mă duc, am ce să mă duc, mă scuzați. Eu în căruță, am ce să mă duc și copilul pe 3 ani după mine. Într-un comunicat, poliția locală din Constanța susține că, deși familia deținea legitimația de handicap, nu a afișat-o la loc vizibil, de aceea a primit avertisment. Faptul că legea nu arată în mod expres că trebuie să arăți legitimația respectivă, să o pui practic în parbrizul mașinii sau în orice alt loc vizibil, arată foarte clar doar deținerea legitimației. După ce au demonstrat că aveau voie să parcheze pe locul respectiv, cei doi soți nu au mai fost amendați. Au plătit însă 570 de lei pentru a-și lua înapoi mașina din parcarea primăriei. Acum este anchetă. Șefii poliției locale verifică felul în care au acționat cei doi subalterni. Iar dacă se constată că au fost încălcate prevederile legale, aceștia vor suferi consecințele.